Am revenit în sala sporturilor pentru al doilea meci al piramidei din seara asta. Așa că, oameni buni, vă invit să faceți gălăgie pentru Florin Langogiu! Rambo intră în ring la Cluj. Acesta dă piept cu prințul Bădoi. Avem deja un finalist în această piramidă. Boiciuc s-a calificat după victoria la decizie cu Mogoș. Îl vedem și pe Mihai Leu, primul campion mondial la box profesionist din istoria României, unul dintre cei patru careul de aș al boxului profesionist românesc. Mihai Leu a venit la Cluj să-l susțină pe Beni. Beni, la rândul său, l-a susținut pe Leu la raliul Mangaliei. Acum se dă cu raliul Leu, a revenit în campionat. Acel l-am avut în imagine mai devreme pe colegul lui Cătălin Moroșanu, Florin Lambagiu, și își face apariția adversarul său, Claudiu Prințul Bădoi. Unul 5.000 de euro premiul în piramidă, o piramidă binevenită, eu o voi câștiga, a spus simplu după cântar Claudiu Bădoi. Se consideră mai experimentat decât toți adversarii săi la un loc. A luptat în cele mai puternice gale, am întâlnit cei mai experimentați și puternici adversarii. Și cu siguranță vei câștiga această piramidă, spunea Bădoi. Pe scenă, alături de Florin, a venit și Claudiu. Însă și lupii tineri sunt flămânzi. Lambagiu a oferit câteva surprize. La debutul său în kickboxing l-a bătut pe Isidor Bunea. Pleca cu a doua șansă. A avut un meci cu un greu în toată regula, cu Alexandru Radnev în circuitul Dynamite. A câștigat acea luptă, o luptă foarte spectaculoasă între Radnev și Rambo. S-au dat foarte mulți pumni în acea luptă. Din dreapta, 81 de kilograme, 117 centimetri, adică un metru și mult peste, având 13 meciuri la activ, dintre care 10 knockout-uri, deci băiatul rupe tot, și un singur meci ratat. Gălăgie pentru Rambo! Vedem pe Prințul Bădoi, are și acea coroană tatuată pe piept. Are un stil unic de a prezenta luptătorii Ruby. A spus despre Rambo că are un singur meci ratat, adică se referă la singura înfrângere din palmaresul lui Rambo. Recunosc că până acum nu am mai auzit pe nimeni spunând de meciuri ratate în palmaresul luptătorilor. Îl vedem și pe Bădoi. Prințul și-a deschis de curând o sală acolo unde antrenează, cu numele Prince Gym. Meciuri, dintre care 28 de knockout-uri, 1.75 înălțime, 81 de kilograme. Prințul are nostru, deja 65 de meciuri la profesioniști Bădoi, 59 de victorii, 6 înfrângeri, un palmares foarte, foarte bun. Fost campion mondial în circuitul Tatnet, de asemenea campion în Kunlun. Și Lambagiu a avut o luptă în China, un rezultat senzațional pentru el a fost egalul lui Arthur Kishenko, ucraineanul vicecampion în circuitul K1 Max de două ori. Doi luptători foarte agresivi, două școli ce dominau kickboxing-ul în urmă cu 10 ani, aveau un oarecare monopol pe galele local combat, vorba de Respect Gym și Scorpion Iași. Iată, început bun pentru Lambagiu. Kishenko este și idolul lui Lambagiu, 15 lupte disputate pentru el, 13 victorii, 10 knockout-uri, un egal și o înfrângere. Campion național de sambo, Lambagiu a început cu MMA-ul, acum iată-l face carieră în kickboxing.
încearcă Bădoi, o lovitură prin întoarcere, se răzgândește. Singurul dezavantaj pe care îl văd la Bădoi este faptul că vine din 70 de kilograme. Acolo a luptat aproape toată cariera sa, a trebuit să pună ceva kilograme pentru această piramidă la 81 de kilograme, în timp ce Lambagiu, sunt sigur că a venit din peste 80 de kilograme. Artele marțiale și șofatul sunt pasiunile lui Rembo din Moldova. S-a antrenat în pădurile din jurul Iașului pentru această luptă. Bună stânga lui Bădoi. Croșeul de stânga, lovitura favorită a lui Lambagiu. Pune presiune acum Lambagiu, însă cel care lovește din nou cu croșeul de stânga este tot Bădoi. Clar pe pas înainte Lambagiu. Ce low kick acolo pentru Bădoi, s-a dezechilibrat Lambagiu, însă revine, trimite aceste avioane spre capul lui Bădoi. S-a ferit bine prințul Bădoi până acum. Arbitrul Cezar Gheorghe țipă la cei doi luptători să continue lupta, să nu se mai ia în brațe, să evite clinciurile. Blochează acel uppercut Lambagiu și trimite acele croșee în aer. Mult mai exact, Bădoi, pe schimbul de mai devreme, a conectat două lovituri în timp ce Lambagiu a lovit în aer. O bună seria lui Bădoi. Mi s-a părut puțin dezechilibrat Lambagiu. Mai sunt 40 de secunde și o primă repriză bună pentru Bădoi, chiar dacă este cu această tactică dă-i și fugi, s-a deplasat mult prin ring, dar și Lambagiul aleargă și vine și pune presiune pe el. Tocmai această deplasare și aceste eschive pe care le oferă Bădoi îl dezechilibrează pe Rembo. L-am văzut cum a plecat cu tot corpul după braț atunci când a lovit în aer. Foarte bine, controlează meciul până acum Bădoi. Da. Nu cred că a mai întâlnit un adversar atât de incomod Lambagiu să nu poată să conecteze el niciuna din aceste lovituri. Revedem momente din prima rundă cu Rembo Lambagiu și Bădoi în acțiune, cum s-a dezechilibrat Lambagiu după ce a încasat acel low kick. Gheorghe Constantin alături de Florin Lambagiu, îl vom vedea și la main event alături de moartea din Carpați, Cătălin Moroșanu, în revanșa cu Daniel Sam la Pro TV de la ora 23 și 20 de minute. Începe tare Rembo Lambagiu, îl duce până în curs de ringului pe Claudiu Bădoi, însă nu reușește să-i provoace vreo daună. Ce lovitură prin întoarcere trimite Bădoi, însă se enervează Rembo și pleacă în atac cu croșeele. Îndemnat să iasă la bătaie Rembo. Încă un low kick încasat de Rembo, am văzut mai devreme. Încă un croșeu trimis în aer. Uppercut trimis de Bădoi, blochează Rembo Lambagiu. A ieșit cu acel croșeu de dreapta din clinci Rembo. Percută ei, este... Da, îl fixează cu stânga și încearcă să-l pălească cu dreapta acolo Rembo pe Bădoi. Și red Claudiu Bădoi reușește totdeauna să iasă bine din aceste semi-încurcături. Pare că obosită Bădoi. Pe asta sunt sigur că s-a bazat și atât Rembo cât și Mihai Constantin atunci când au făcut tactica de meci. Asta știm, Rembo nu obosește niciodată. Suntem la jumătatea meciului. O primă repriză mai bună pentru Bădoi. O repriză a doua mai bună pentru Rembo până acum.
Însă un uppercut foarte bun pentru Bădoi. Se vede, nu mai pune aceeași putere în lovituri Bădoi ca în prima repriză. Iar Rembo nu-i dă pace, pur și simplu. Un meci ce pare că l-a consumat fizic pe Bădoi. Cum spuneam și în prima repriză, un luptător ce vine dintr-o categorie mai joasă. Rupel, e tactica de luptă pe care o face în aceste momente Mihai Constantin lui Rembo. Cred că asta e tactica la toți luptătorii de la Iași. Nu știu niciun scorpion ce nu este extrem de agresiv în ring. Vom vedea și pe Ciobanu Năstase mai încolo în gală și, bineînțeles, în main event pe Cătălin Moroșanu. Definiția și imaginea agresivității în ring, Cătălin Moroșanu. Am văzut mai devreme cum îl ciocănea acolo cu low kick-urile Bădoi pe Lambagiu, însă Rembo tot se ducea înainte, nu făcea niciun pas înapoi. La coerență trebuie să mai lucreze Rembo din Moldova. Frumoasă combinație pentru Bădoi. Pușeu de dreapta la corp, a lovit cu stânga la cap. Și aici l-a întâmpinat cu un uppercut pe Rembo. Cam o rundă pentru fiecare dintre cei doi luptători până acum. Prima repriză mai bunicel Bădoi, a doua repriză a cam obosit și Lambagiu a fost cel care a dictat meciul. Să vedem câtă energie are Bădoi pentru runda a treia, pentru că dacă nu va face față la capitolul rezistență, va avea probleme. Oh, ce dreaptă încasează un croșeu al lui Rembo! Destabilizat Bădoi. L-a zdruncinat rău acolo pe Bădoi cu acel croșeu. Rembo nu a căzut din lovitură Bădoi. Nu va fi numărat. Oh, cum se duce pe un tank acolo Bădoi. S-a izbit de Cezar Gheorghe în drum spre adversarul său. A simțit momentul de slăbiciune a lui Bădoi Rembo. Pe ce să se dea cap în cap cei doi. Din ce în ce mai obosit Bădoi. Suntem aproape de jumătate ultimei runde și același ritm din repriza a doua. Lambagiu un atac, Bădoi pe retragere, n-a mai reușit să contreze și să se miște inteligent ca în prima rundă prințul. A lovit după stop. Atenționat, da. Avertizat de Cezar Gheorghe să nu-și mai ia în brațe adversarul. Încă un croșeu din partea lui Bădoi. O lovește cu toată forța Rembo. Ratează acest uppercut, a trecut glonțul pe la urechea acolo lui Claudiu Bădoi. Un minut mai are de rezistat Bădoi din această luptă infernală pentru el. Pune presiune în continuu Rembo, lovește cu genunchiul, blochează Bădoi și le ia din nou în brațe pe Rembo. A fost avertizat mai devreme, să nu uităm. Riscă o depunctare. Cred că doar o lovitură de knockout îl mai poate ajuta pe Bădoi, însă el este cel trimis la podea exact când
A spus acest lucru Rambo, a reușit un croșeu ce, iată, îl trimite în genunchi pe Bodoi. Pare că se poate ridica, mai sunt 20 de secunde. Chiar dacă se ridică Bădoi, Sac a rezolvat meciul cu acest croșeu trimis de Rambo. Important este să nu mai încaseze lovituri, pentru că Rambo caută în continuare knockout-ul. Ciocanele lui Rambo trec razant acolo pe lângă fața lui Bădoi. Nu mai are timp să trimită niciun croșeu Rambo. Se încheie lupta. Aplauze pentru cei doi luptători. Recunoaște prințul că Rambo a fost mai bună în această seară. O primă rundă bună făcută de Bădoi, însă după aceea lipsa de rezistență și-a spus cuvântul. Un meci mult mai animat și mai plin de lovituri decât prima semifinală. Boiciuc va fi mai odihnit în finala cu Rambo. Dar să amintăm că Rambo a făcut condiție fizică pe șantier. El muncea o zi întreagă pe șantier cu saci de ciment, iar seara mergea la sală să se antreneze pe kickboxing. Spunea și Mihai Constantin că nu a mai văzut la un alt luptător o forță nativă atât de mare precum are Lambagiu. Iată acea dreaptă, a rămas descoperită Bădoi, a și văzut lovitura venind, însă n-a mai avut forța necesară să se blocheze acolo sau să eschiveze. Un meci inteligent făcut de Rambo, o tactică foarte bună găsită de Mihai Constantin, aceea de a pune presiune pe Bădoi în prima rundă pentru a-l obosi pe acesta. Spuneam, un luptător venit din 70 de kilograme. Un meci extrem de spectaculos între doi luptători cu poate cele mai bune porecle din kickboxingul românesc. Rambo reușește să-l învingă pe prințul. O scurtă pauză, revenim cu celelalte meciuri din această seară. Mulțumesc organizatorului că mi-a oferit acest meci. Pare rău că n-am fost destul de pregătit pentru acest meci. Vă promit din tot sufletul că după ce voi lua revanșa cu Rambo, va fi ultima oară când mă mai bat cu un român. Eu n-am vrut să mă bat cu român, în fine, nu mai contează. N-am fost destul de pregătit. Și vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine. Vă pot și vă iubesc, România! Gălăgie pentru prințul Claudiu Bădoi! Florin! Spune-o, ce ți-a trecut primit de atunci când i-ai dat la acel knockdown. Cum a fost? A fost un meci destul de greu. Un adversar foarte bun. Și într-un final, dorința mea, văd că mi s-a împlinit, îl aștept de foarte mult timp pe Flavius Boiciuc și în seara asta voi demonstra încă o dată cine e numărul 1 în România. Ladies and gentlemen, aplauzele voastre!